După încadrarea clădirii colegiului în categorie de risc seismic ridicat, autoritățile locale au găsit alte imobile în care elevii să fie mutați în următorul an școlar, la Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări din zona industrială. Distanța prea mare și faptul că nu toți elevii vor mai învăța dimineața sunt principalele schimbări contestate de părinții participanți la protest. Și ne mulțumește, în primul rând, unde vor să trimit acești copii. Programul care învață acum, că se despărțiți și după amiază și dimineață, ca să trimiți un copil din zona Copoului până în zona industrială, face mai bine de o oră. Da? Suntem foarte supărați, este foarte departe, să testăm, avem. Deci noi suntem vocali până la capăt. Nu trebuie să purtăm copii, atâția copii pe stradă, pe în alte clădiri. Nu ne dorim să ne întoarcem în această clădire, suntem conștienți de riscul ei seismic, să ne găsească un corp de clădire comun în zona Copou, exclus zona industrială. Căutăm soluții pentru a organiza programul de toamnă. Au înțeles că nu se poate în program de dimineață în zona Copou. Nici elevii nu sunt bucuroși de schimbare, iar profesorii spun că mutarea e dificilă din mai multe motive. Să ținem orele de curs în continuare toți la un loc, toate clasele, într-un spațiu sigur și cu program de dimineață. Va fi foarte dificil pentru noi în calitate de profesor de pedagogie, psihologie și coordonator de practică, pentru că trebuie să găsim instituții de învățământ partenere cât de cât aproape de zona în care elevii noștri, cel puțin de clasa a 9-a și a 10-a, vor face practica pedagogică de specialitate. V-a fost vreodată teamă să mergeți la muncă? Da, mi-a fost. Important este ca această clădire simbol pentru toată lumea și pentru generațiile de învățători, aceasta va fi refăcută. Cred că ăsta este mesajul care trebuie înțeles cel mai bine. Primarul municipiului Iași spune însă că elevii nu pot rămâne într-o clădire șubredă și că au început deja demersurile pentru consolidare, dar lucrările vor dura cel puțin 2 ani. A fost o cerință fără temei de întoarcere. Noi trebuie să-i ducem într-o școală. La Colegiul Pedagogic din Iași învață peste 800 de elevi.